Dai să vedem Victoria, pentru că astăzi, uite, deja, hai, eu vreau să spun că e în sens mobil, dar de unde, că ea este deja, ia uite-o pe drum. Bine, Victoria, da. Bună dimineața, Victoria, dar... ce faci? Vreau să știu. Exact. Bună dimineața, vreau să știu același lucru, nu? Da. Mă plim, ce vicii mă plim, ai, mă plim, sau mă dacă plim. Ai, eu știu, poate ce n-ai. Ce vicii am? Bun, păi să fim sinceri sau foarte sinceri? Foarte sinceri. Extraordinar de sinceri. Bine, o să încerc să fiu foarte sinceră. Unul la mână, am, nu știu dacă e viciu, să descoper, problemuțele și lucrurile nefinisate așa și lucrurile care îi deranjează pe locuitorii Bucureștiului. E un viciu sau nu? Adică sunt... Am acum, voie să fac asta? Ce viciu civic ai! Auzi, acum poți să-l numești așa, că tu asta faci aproape exact, în fiecare exact. Dimineață, nu? E da. O chestie dar vreau să vă spun că perpetu. Eu chiar încerc să descoper lucrurile frumoase. Dar depinde ce-mi iese în cale. Acum vorbim despre tot ce ne se întâmplă și tot ce vedem. Bun, viciu. Sincer, un viciu mare de-al meu, deci chiar ideea că nu era un viciu, dar a devenit un viciu, este dependența de a pleca. De a pleca undeva, de a călători, aș da, face da, asta e un viciu frumos. Sacrificii, dar n-ai măcar un sacrificii, singur... compromisuri ca să plec undeva și am tot făcut la viața mea sacrificii, lăsând și copilul și cu mama, nu era mama, ce să fac, cu cine să o las. Da, la un moment dat chiar devine un viciu. Dar e un viciu frumos, zic eu. Da, dar este. Eu te-am observat, Victoria, la noi aici, că mai și vapezi. Asta nu e tot un viciu și el? Ba da, cum să nu? Păi am zis că suntem foarte sinceri și asta urma să spun. E pe locul 2, că de asta te mai poți lăsa. Așa și de problemele de cu alcoolul cu când ai scăpat. Poftim? De problemele cu alcoolul când ai scăpat. Uf, în pandemie, Mircea. A, deci ele n-au fost potențate în pandemie, că am și prieteni care încă sunt în pandemie. Nu, atunci a fost punctul culminant la orice viciu. Atunci, și atunci m-am curățat să și doi. Am zis că sunt... N-am mai avut nicio opreliște atunci, a fost un viciu continuu. Auzi, dependența de telefon poate să fie un viciu? Nu o am, eu nu am pasta cu Instagram-ul, cu Tinder-ul, cu... Bine că nu. Pentru dacă că, asta uite că... poate să fie un viciu, pe ăsta l-avem majoritatea. Da. Nu le-am cu asta, sunt bine. Dar copilul meu, aș putea să spun că într-adevăr este viciul ei cel mai mare. Telefonul și probabil este problema tuturor copiilor din ziua de azi. Da, dar. Și nu numai a copiilor, că și noi, adulții, avem... Avem fix aceeași problemă. Exact, da. Și noi suntem dependenți de ai găsit vreo telefon. Metodă prin care să o poți ajuta pe fiica ta să nu mai stea chiar atât de mult? Nu știu. Da, am încercat să o limitez, să-i pun un parent control, dar nu e bine să faci nici așa. Ideea este că ar trebui să înțelegem mentalitatea generațiilor care urmează, dar să găsim o cale de mijloc. Eu am lăsat-o să stea, dar am vorbit foarte mult cu ea, ce să nu fac așa încât măcar să nu dea de belele, să zic așa, pentru că internetul da. E o nenorocire. Și cum a reacționat ea? Bine, pentru că are încredere în mine. Super. Sunt prietena ei cea mai bună. Asta e un lucru foarte bun. În primul rând că ți apropii copilul și apoi poți să controlezi, știi? De multe ori fără să-și dea seama. Cel puțin eu, la mine așa a funcționat. L-am apropiat pe fiul și automat am putut să controlez ce face, cu cine, ce exact. Și așa mai departe. Știi că altfel, dacă interzici și spui nu faci nimic, nu aia, nu aia. Ai întrerupt orice puncte de legătură cu ea. Exact, și pentru că da. Tot vorbeam de vici, Victoria, ea va crește la un moment dat. S-ar putea să o ajute foarte mult că tu ești cea mai bună prietena ei și poate dacă se va lipi la un moment dat, din păcate, de un viciu, poate veni spre terapie cu tine, nu? Să vorbească cu tine. Băi, mama, ia uite, eu am problema păi asta. Păi, asta îmi doresc cel mai mult. Super. Cel mai mult, să aibă încredere în mine. Dar vreau să vă spun că în momentul în care am văzut că ea face live-uri pe TikTok și când am văzut întâmplător că pe live, pe un singur live, intră mii de oameni, copii, evident, am zis, se poate așa ceva? Deci copilul meu face asta? Ești și am intrat să văd ce face. N-am înțeles ce face. Jocuri, comentează.
Dar vorbim de mii și am zis, wow, dacă ea la vârsta asta, a început să fac asta pe la 9 ani, cu adevărat, dacă ea la vârsta asta are atâția oameni care o ascultă, înseamnă că are ceva de spus acolo, printre ei, generația lor. E relevantă, exact, în categoria de vârstă. Da, e păcat să-i oprești drumul ăsta, dar este important să îl controlezi. Îl ghidezi, exact. Să-l ghidezi.